Și tot din Ucraina vin patru fete frumoase, dintre care două sunt surori. Este vorba despre Aliona și Victoria. Aliona este lângă Mihai și Victoria e lângă mine, însoțite de Kira și de Eva, care sunt fiicele lor. Eva. Bine ați venit! Здравствуйте. Bună ziua! Voiam să vă întreb de unde veniți? Din ce zona Ucrainei veniți? Ми з города Умань, та если смотреть на карту України, находиться в самом центрі України. З нашого города почалося вот это все и началось. Suntem din mijlocul Ucrainei. В Україні, в нашому городі. Chiar în centrul Ucrainei, din orașul Urmani, și la noi a decedat primul cetățean omorât în acest război. Mă tem că Aliona... Acum auzi, perfect. Aliona n-auzea foarte bine. Fetele au în urechi cască, astfel încât să poată auzi traducerea Natașei. E firesc, pentru că nu ne-am putea înțelege altfel. Știm foarte puține despre orașul Umani și ne-ar plăcea foarte mult să ne povestiți ce făceați voi acolo înainte. Avem un oraș foarte frumos, chiar în centrul Ucrainei, între Kiev și Odessa. Avem niște parcuri foarte frumoase, unul dintre cele mai frumoase din Europa. Și eu eram stomatolog acolo, aveam clinica mea. Aveam un business de familie. Ceea ce face această deplasare cu atât mai grea, pentru că știu că soțul Victoriei este tehnicianul dentar care lucrează cu tine, părinții voștri sunt stomatologi, lucrează în aceeași industrie. Ce s-a întâmplat cu părinții? Nu v-au urmat? Părinții au rămas acolo pentru că cineva trebuie să rămână să controleze cabinetele medicale, iar bărbații nu pot pleca. Și mama n-a vrut să-l lase pe tatăl, tatăl nostru să plece. Reușiți să păstrați legătura cu ei? Puteți vorbi prin telefon cu părinții? În fiecare zi. Perfect, perfect. Copiii cum au înțeles faptul că trebuie să fie despărțiți de bunicii lor? Pentru ei e mai complicat un pic să perceapă ruperea asta dintr-un mediu. E destul de greu, dar nu au înțeles foarte bine. Noi nu le spunem prea multe, nu le arătăm și au luat-o ca pe o călătorie, ca să nu fie traumatizați. Încercăm să găsim o școală ca să socializeze cât mai mult și să nu înțeleagă ce tragedie este acolo. Deci noi în momentul ăsta căutăm școală pentru fete. Perfect. Dar tu, Aliona, n-ai vrea să continui să profesezi? Da, îmi doresc să lucrez. Am venit aici pe 7 martie, în București, și imediat după ce am găsit cazare, am dat un anunț că îmi caut de lucru, ca stomatolog. Acolo aveam cabinetul meu, dar aici aș fi în stare să fac orice. Dar nu am de ales. Nu avem de ales pentru că nu știm cât va dura totul și trebuie să le asigurăm un viitor copiilor. Nu știm când se va termina, dar sperăm că totul va reveni la normal și vom reuși să ne întoarcem acasă. Dorința voastră este să rămâneți în România sau aveți ca în România doar așa un punct de trecere? Până ce pentru 3 luni vom rămâne aici? Sau mai puțin. Sperând că totul se va schimba și ne vom întoarce. Nu știm ce va fi. Nu știm. Ori vom rămâne aici, ori vom merge mai departe.
Nu știm ce facem. Dar avem speranță că ne vom întoarce acasă. Oamenii vorbesc și fac tot felul de presupuneri. Nimeni nu știe ce va fi, doar Dumnezeu din cer știe ce se va întâmpla. Ce vești primiți de acasă? Ce vă spun părinții? Ce se discută acasă? Aveți în vedere situația sau în general? Acum, despre zilele astea de despre război. Zilele astea de război, la asta mă gândeam. Oamenii stau și se gândesc în toate felurile. Că o fi așa, că o fi așa. Da, oamenii vorbesc. În fiecare zi explodează bombe în toate orașele. Lângă noi a fost, au căzut multe rachete. Chiar pe casele de locuit. Iar prima zi de război și prima rachetă a omorât primul om chiar în orașul nostru. Nimeni nu vrea să plece în Rusia. Până la granița cu Rusia sunt doar 20 de kilometri, dar nimeni nu vor să plece încolo. Preferă să meargă spre vest. 800 de kilometri, dar nimeni nu vrea să meargă în Rusia. Ei spun că au venit să ne elibereze, dar de ce să ne elibereze? La noi era totul bine, acum este îngrozitor. Acum este îngrozitor și mai ales pentru cele două mame care sunt însoțite de fiicele lor, trebuie să fie cu atât mai complicat. Dacă știți pe cineva care își dorește un stomatolog foarte bun, Aliona, care acasă la ea are o clinică de stomatologie a ei, este dispusă să lucreze pentru a asigura viitorul fiicei ei. Și înțeleg asta foarte bine. Iarăși, dacă sunt școli cu predare în limba rusă, sau știu eu, care ar putea într-un fel să le ajute pe Kira și pe Eva, noi vă stăm la dispoziție și sperăm ca lucrurile să se rezolve suficient de repede, încât să nu mai trebuiască să treceți prin toate astea. Vă mulțumim foarte, foarte mult pentru tot. Vă ținem pumnii strânși și să ne vedem cu bine. Спасибо. Îmbrățișăm. Спасибо вам большое. Mulțumim frumos.